Bună ziua! Invitatul interviurilor PSN News de astăzi este doamna europarlamentar Norica Nicolai. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Ați revenit în studioul nostru! Pentru început o să vreau să discutăm despre evenimentele care au avut loc aseară în București, protestele. Cum vă așteptați? Cum vedeți aceste mișcări care au loc în ultima perioadă? Erau în grafic, pentru că dacă privești puțin mișcările și dialogurile pe internet, îți dai seama că tipul ăsta de protest se organizează pe social media. E bine organizat cumva și logistic. Aseară n-a fost chiar așa de bine, pentru că organizatorii se așteptau la un număr mult mai mare de români care să iasă în stradă, dar probabil că n-au explicat foarte bine cetățenilor de ce trebuie să iasă în stradă. Lozincile erau unele clasice care se tot derulează în ultimii ani, dar și câteva chestiuni noi. Cel mai rău le-a făcut celor care vor să-și construiască o mișcare politică de tip amarș, utilizând nemulțumirea îndreptățită a cetățenilor față de clasa politică și starea de lucruri dintr-o țară. Aici vorbim de România. Cel mai rău le-a făcut lipsa de idei și lipsa de motivații foarte clare, pentru că să ajungi să protestezi că legile justiției se fac în Parlament înseamnă că implicit protestezi împotriva unei ordini democratice și constituționale. Știu foarte bine că promotorii societății deschise de la Max Weber încoace doresc ca decizia să nu mai aparțină celor care reprezintă cetățenii, oamenii politici aleși în parlamente, doresc o decizie confuză și difuză care să fie astăzi, dar aseară nu le-a ieșit. Mă aștept să se organizeze mai bine în perioada următoare. Și cu siguranță forma asta de civism, care nu este specifică doar României, mișcările Occupy sunt frecvente de câțiva ani încoace în lumea occidentală. Marea lor majoritate au generat partide politice, ca în Franța, ca în Germania, ca în Austria. Și cred că România însă, din acest punct de vedere, al așteptării celor care le manipulează, nu va fi deloc o formulă politică de succes. S-a văzut ce a însemnat USR-ul, pentru că proba majoră a unor astfel de mișcări o dai în Parlament. Ori și USR-ul nu e deloc mai departe de gardul politic. E o așchie care a încercat să sară din gard, dar n-a reușit. Se comportă la fel ca politicienii clasici, fără soluții, fără prea multe idei, deci trebuie să ne gândim foarte serios la cum reprofesionalizăm politica și cum îi asigurăm încrederea. Vă așteptați cumva să ajungă și la amploarea celor din ianuarie, februarie? Nu mă aștept absolut deloc. Mă aștept să mai avem cumva mișcări de duminică, pentru că în timpul săptămânii cetățenii mai au și altă treabă, da, foarte mulți dintre ei lucrează. Da, duminica e o bună soluție de socializare și eu accept și agrez forma asta de civism. Sunt foarte multe lucruri în România care merită dezbătute, fie chiar și în stradă, dar din păcate acelea nu sunt prezente pe agenda dezbaterilor. Câți dintre cei prezenți aseară credeți că cunosc aceste modificări ale legilor justiției? Foarte puțin, foarte puțin. Dintre cei ce protestează? Am văzut interviurile luate de diversele televiziuni și am realizat că, de fapt, vorbim cumva după ureche. Dacă mai auzim la televizor și Crainica a înțeles și ea despre ce e vorba și explică bine, înțelege și publicul, dacă nu, putem să repetăm tot felul de clișee. Nu, pentru că, din păcate, în România sunt din ce în ce mai puțin cei care citesc și conținutul unui articol. Foarte mulți citesc doar titlul și uneori știți foarte bine că nici în jurnalistică titlul nu acoperă conținutul. Deci lipsa de informare, care poate este explicabilă într-un bombardament informațional în care suntem obligați zilnic să trăim, nu știm care e informația care merită cumva analizată mai mult decât doar privită și eventual reținută undeva așa în subconștient.
Putem vorbi și despre un is de manipulare? Într-o formulă în care comunicarea este globală și nu există nicio posibilitate de control a comunicării. E foarte greu să știi cine se ascunde în spatele unui IP. E foarte greu să îți asumi răspunderea pentru ceea ce afirmi pe internet. Lipsa de răspundere este cronică. Manipularea este absolut prezentă. S-a mai și încercat, de fapt, în alte formule statale. Statele Unite au folosit asta și lume bună în general, dar asta datorită posibilității pe care ți-o dă internetul. Cum vedeți prezența diversilor politicieni la aceste proteste? Vedem Dacian Cioloș. Da, bine, domnul Cioloș probabil că își caută o soluție politică. Despre platforma aceea 100 foarte puțin am auzit într-un dialog de construcție. A rămas la principiile pe care le-a elaborat la lansare și e firesc să-și caute adepți în stradă. Ceilalți politicieni, USR și PNL, fiind partide parlamentare, prezenți în stradă, au dovedit că sunt incapabili să facă opoziție și slavă Domnului că e loc de opoziție în România. Ar putea să spună ceva dacă ar avea ceva de spus în Parlament, dacă respectă totuși un establishment democratic pe care noi toți l-am acceptat și în care ne jucăm. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la proiectele legislative pe justiție? Sunt venite cumva destul de târziu, pentru că diversele tipuri de dezbatere și tendința inițială de a discuta doar cu comunitatea profesională și ai privilegia opiniile este, după părerea mea, una greșită. Pentru că dacă am continuat să ne comportăm în acest fel, păi cred că și doctorii ar trebui să refuze Parlamentului de dreptul de a face o legislație în materie de sănătate, pentru că Parlamentul nu se pricepe. Cred că și profesorii, și părinții, și copiii ar trebui să-și facă propria legislație care să guverneze domeniul educației. Deci toate acestea nu ar duce decât la un haos în care nimeni n-ar mai reuși să facă decât să-și proiecteze într-un text legislativ propriile convingeri și propriile interese. Lucrurile nu stau așa. Legile se fac totuși în Parlament. Bun, prost, ăsta e, pe ăsta l-am votat, ni-l asumăm. Vrem unul mai bun, mai performant, ne îmbunătățim noi ca cetățeni criteriile și votăm atunci când va fi cazul. Ce măsuri, cum vi se par măsurile fiscal-bugetare ale guvernului? Dacă îmi dați voie, aș mai adăuga un lucru la legislație. Mi se pare normal să se dezbată în Parlament și chiar aș vrea să avem o dezbatere serioasă și nu una superficială, pentru că sistemul are niște derapaje, vorbesc de sistemul judiciar. Este un sistem destul de aglomerat și asta îi pune în discuție performanța, pentru că nu e normal să am cauze care durează ani. Justiția întârziată este o justiție negată, categoric. Nu mai am nevoie de ea dacă am făcut-o după 10 ani, când defectele s-au produs. Justiția trebuie cumva să fie mai transparentă, mai profesionalizată și, dacă vreți, mai echidistantă față de realitatea politică. Măsurile pe care Toader le-a propus sunt măsuri bune. Cele care țin de parcursul de carieră, cele care țin de alegerea procurorilor, dar e foarte greu pentru orice castă să renunțe la privilegii. Măsurile fiscale pe care le înțelegi și nu le înțelegi, pentru că puțină lume se străduiește să le explice, eu îmi dau seama. Cred că tocmai aici este și da, aici este de fapt explicația, în opinia mea, a reacției adverse. Pentru că, din păcate, guvernul n-a venit cu o analiză foarte clară, cu o explicație foarte clară. Această chestiune care ține de transferul obligațiilor pentru anumite fonduri, asigurări către angajat, este o chestiune de filozofie economică care, în general, în statele care o practică, și principalul campion e Statele Unite, încearcă să se responsabilizeze cetățeanul și să nu mai dea posibilitatea statului să fie protectorul intereselor generale ale cetățeanului, pentru că nu întotdeauna reușește să fie și de foarte multe ori le protejează prost.
Și atunci fiecare dintre noi, dacă ne gândim la viitorul nostru și vrem să ne asigurăm pentru riscul de șomaj, într-o economie fluidă, șomajul devine o realitate, atunci trebuie să ne asigurăm noi, să ne așteptăm să ne asigure statul. Lucrurile au fost destul de precar explicate. Eu aș mai sta și aș încerca să explic, aș încerca să modulez o analiză economică banală pe cifre. Nu vor aduce beneficii în buzunarul cetățenilor, asta este clar, dar este o nouă filozofie fiscală, în opinia mea, care tinde să ne responsabilizeze pe fiecare dintre noi. E necesar să luăm o decizie cu privire la sistemul fiscal, pentru că e destul de costisitor în materie de colectare și ineficient. Dacă jucăm în continuare pe o multitudine de taxe și impozite, riscăm să nu colectăm nici măcar un sfert dintre ele. Ca să poată cetățeanul să se conformeze, că impozitul e legătura lui cu statul, atunci fă-i viața simplă. Pune-i un pachet de impozite cât mai clare, dacă se poate cât mai mici, în așa fel încât să-l ajut să se conformeze voluntar. Atunci vei reduce și evaziunea fiscală, dar dacă legea e proastă, e oneroasă, reacția de conservare a fiecărui individ este să încerce să o evite. Și slavă Domnului, românii au imaginație și reușesc în foarte multe cazuri. Cum se poziționează ALDE față de aceste măsuri? Noi am avut discuții în interiorul coaliției. Așteptăm să vedem ultima viziune a Ministerului de Finanțe și în raport de ceea ce vor decide, vom avea o poziție foarte clară. Nu provocăm, noi ne-am spus punctul de vedere, dar așteptăm să dialogăm și să adoptăm niște măsuri care într-adevăr să fie eficiente și să-ți dea un cadru economic previzibil pentru anul următor, cel puțin. Nu era lipsită de semnificație acea prevedere care nu-ți permitea să modifici legislația fiscală cu 6 luni înainte de viitorul exercițiu bugetar. Deci așteptăm să vedem cu ce vine PSD-ul în ultimă viziune. Astăzi am văzut că n-a venit încă cu nimic. Vom discuta și după aceea vom avea o poziție clară. Dumneavoastră ați anunțat că vreți alegeri locale în două tururi. Da. Este cumva aceasta o încercare de apropiere față de PNL, care cerea, ne amintim, același lucru și în 2016? Nici vorbă, noi suntem liberali și pe mine ce mă interesează ca om politic este să asigur mai mare reprezentare și mai mare legitimitate primarului care este ales într-o comunitate, pentru că în lipsa asta de apetit față de politică și față de alegeri, riscăm ca un număr de, eu știu, 600-700 de oameni să-mi decidă soarta unei comunități. Iar cei care nu se prezintă la vot să fie cei care permanent au reacție de reproș. Două tururi ar permite o prezență mai importantă la vot și asta înseamnă și o întărire a civismului, pentru că prea multe nu prea avem în afară de vot și de stradă. N-am văzut civismul manifestat atât de pregnant. Nu cred că putem gândi, sau cel puțin doar în paradigma românească putem gândi că dacă această idee pe care eu am susținut-o și în care cred este susținută și de alții, pe mine mă bucură, dar nu se apropie nimeni de PNL. Pentru că de-aia ne-am despărțit. Nu avem o formulă de asta de divorț cu năbădăi în buna tradiție românească, nu. Suntem un partid autentic liberal. Și ne-am păstrat conduita asta și în formulele noastre de reprezentare externă. Noi am rămas la ALDE, nu ne-am dus într-o doctrină conservatoare. Eu știu, preferăm cu toate riscurile să ne privilegiem opiniile și valorile liberale. Dumneavoastră ne reprezentați cu succes și în Parlamentul Încerc European. cât pot. Care sunt prioritățile dumneavoastră Pe pentru perioada acest următoare? mandat am două priorități. Este pentru prima oară când realizăm un raport despre pescuitul recreativ. Nu e lipsit de interes pentru că în Uniunea Europeană sunt 25 de milioane de cetățeni
care aleagă acest formă de pescuit și industria care încurajează și anturează această formă de pescuit se cifrează cam la 12 miliarde de euro anual. Deci și din punct de vedere economic este un mare interes. Domeniul e nereglementat în politica de comună de pescuit și eu, în calitatea mea de președinte al Forumului European al Pescarilor Amatori, că sunt pescăriță, asta e și îmi place, am hotărât să sprijin această comunitate, să o apropii de politicile europene și să-i dau șansa să beneficieze de resursele financiare europene pentru a întări comunitățile de pescare amatori, care sunt foarte importante, nu numai din punct de vedere al consumului industrial, dar și din punct de vedere al protecției mediului, la care noi ne gândim foarte puțin. Apele curate nu prea îi mai interesează pe mulți, dar trebuie să ne intereseze pe noi pentru copiii noștri. E o minimă obligație pe care ne-o asumăm. Asta este unul din proiecte și în ceea ce privește celelalte două comisii majore în care activez, cea de dezvoltare regională, acum am hotărât și am creat un grup de simplificare a procedurilor de absorbție a fondurilor europene. Este un grup informal care lucrează benevol și va lucra benevol pentru Guvernul României, în așa fel încât să încercăm să debirocratizăm și să dăm șansa cetățenilor români să absoarbă mai multe fonduri europene. Asta înseamnă nu doar un plus de bunăstare pentru fiecare dintre noi, dar e și un plus de Europa. Și pentru asta trebuie să conștientizăm autoritățile române că au și ele obligația să gândească mai simplu. Trebuie să avem grijă ca această autoritate de control, de audit, care funcționează în cazul Curții de Conturi, să nu mai aibă tentația de a se considera un DNA mai mic, pentru că și ea suspendă tot felul de fonduri europene și instanțele judecătorești îmi spun că suspendarea a fost greșită, dar România și acei oameni au pierdut milioane. Nimeni nu răspunde. Poate o să răspunde și domnii din autoritatea de audit, precum dorim noi să-i facem pe judecători să răspundă pentru erorile judiciare. Cum se vede în Parlamentul European cea mai recentă evoluție a lucrurilor din Catalonia? Nu trebuie să vă ascund că lumea este îngrijorată la Bruxelles. Toată lumea știa de veleitățile de independență ale Cataluniei și nu numai, pentru că mai avem și Italia și prin Austria se mai mișcă ceva și în Germania. Poate fi un zona stat de... și pentru alte... Eu sper să nu fie, pentru că o Europa fragmentată riscă să devină o Europa feudală. Și atunci Uniunea Europeană, care își dorește să construiască o Europa coezivă și o cetățenie europeană, devine mai puțin semnificativă. Cred însă că autoritățile spaniole au gestionat destul de prost ceea ce s-a întâmplat în Catalonia. Cred că în astfel de demersuri care sunt politice trebuie să privilegieze dialogul și nu represiunea. Dar dincolo de asta, dacă s-ar încuraja această tendință de fragmentare, ar fi destul de periculos pentru Europa prin efectul de contagiune. Doamna Norica Nicolae, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Deja am încheiat interviu. Și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Mie îmi face întotdeauna plăcere să vin la voi și cu siguranță... Noi vă dorim mult succes. Și eu vă... Eu vă urmăresc, sper că mă urmăriți și voi pe mine. Sigur, întotdeauna. Cu mare drag. Mulțumim pentru prezență.